Consumul de carne de pui și de curcan este optim pentru menținerea mesei musculare și satisfacerea necesarului de proteine. Proteinele sunt o componentă fundamentală pentru o dietă sănătoasă și echilibrată. Sunt utile în mod special pentru sportivi sau pentru cei care urmează o dietă care necesită o cantitate considerabilă de proteine. De fapt, alimentația sportivă se caracterizează de obicei printr-un conținut ridicat de proteine și un conținut scăzut de lipide. Proteinele însă sunt esențiale pentru oricine și într-o dietă sănătoasă și echilibrată. Ar trebui să fie în jur de 15-18% din totalul caloriilor. Proteinele din carne, fie ea albă sau roșie, sunt proteine cu o valoare biologică ridicată, deci conțin toți aminoacizii esențiali. Nu există diferențe semnificative relevante printre aminoacizii prezenți în pui și curcan. Printre cele mai concentrate avem și acidul glutamic, esențial pentru metabolismul proteinelor și pentru stimularea producției de masă musculară, lizină, esențial pentru formarea hormonilor precum hormonul de creștere, leucina și arginina, un aminoacid pentru sinteza proteinelor și precursor al creatinei și, în final, acid aspartic. Situația nu se schimbă dacă luăm în considerare diferența de conținut de lipide în cele două bucăți diferite de carne. Curcanul are o cantitate puțin mai mare de lipide decât carnea de pui, în special 100 de grame de piept de curcan fără piele conțin 1,2 grame de lipide, în timp ce 100 de grame de piept de pui fără piele conțin 0,8 grame. Dacă, în schimb, avem în vedere carnea cu piele, conținutul de lipide crește considerabil. Nu există diferențe semnificative nici în conținutul de vitamine și minerale între pui și curcan, ambele fiind bogate în vitamine precum niacina, esențială pentru buna funcționare a sistemului nervos, piridoxina, sărurile minerale caracteristice cărnii, atât albe cât și roșii, precum fier, fosfor și zinc, în plus sunt prezente și doze mici de seleniu. Relatează Mediafax.ro.